Salut, boșilor, și bine v-am găsit la un nou episod de Pe Mendoiul o Țară Românească. Eu sunt Eicăr și înainte de acest episod vreau să vă rog să lăsați și voi un subscribe și un like pentru că mă motivează să continui această serie și văd susținerea voastră. Bun, în acest episod, întâi de toate vreau să-mi cer scuze pentru calitatea audio a videoclipului în care prezint Licanul. Am văzut că s-a filmat foarte prost, nu știu, chiar nu înțeleg ce a avut. Dacă vreți să refilmez videoclipul, să-mi spuneți. Videoclipul are undeva la 600 de vizualizări când pun acest videoclip, așa că cred că o să-l refac, nu cred că o să-l șterg dacă e ceva, așa că vreau să-mi lăsați în comentarii dacă vreți sau nu, oricum. În acest episod, după cum vedeți, am 1.500.000. Vreau să deschid niște cufere. Să vedem și noi dacă facem și noi, ia uite, hai să dăm la altele cufere, cutii. Și hai să dăm la cele mai scumpe cutii. Vreau să cumpăr multe. Vreau să deschid un inventar de cufere melei sau care ar fi cele mai bune deschis. Cufăr lumina lunii, cutie cu pui, hidra, da mă, niște hidre. Niște hidre trebuie să deschidem azi. Mai am ca sigur, asta trebuie să cumpăr. 36 de milioane hidra, e ok. Da, păcat că trebuie să le iau așa pe rând. Hai să văd unde sunt. Mamă, câte cufere sunt. Ok, și cred că seria asta o să fie o dată pe săptămână cu case opening-ul, pentru că dacă o să prindă și să reușim să facem peste 30 de like-uri, o să continui seria, pentru că merită. Pentru voi merită, deci nu știu cum să fac aici. Rămas 1, bă, nu-mi zice că sunt prost. Da, asta era de ieftin, mă, că era rămas 1. Mamă, ce țeapă, mi-am luat, bine că m-am oprit. Deci bine că m-am oprit. Pișeam și pe el să mă piș. Ce țeapă îmi luam. Rămas 1. Futu-ți țeapa lumată. Așa ceva. Cufăr hidro. Scuta, cum e ce, mă? Cufăr, a. Ok, hai să caut direct cu hidra. Da, mă, uite aici, cufărul hidra. Caut. Pișeam aș pe el să mă piș. Bă, uitați voi cum se dă o țeapă în 2019. Bă, metin. Da, n-ai ce să faci, mă. Dacă sunt oameni cu țepe, sunt. N-ai cum să scap de ei. Ok, sper ce o să nu mi iau gaură. Deja mi-am luat o gaură mică de vreo 20 de milioane, dar nu contează. Dintr-un inventar de hidre sper la un profit de minim 3 ioni. Deci minim 3 ioni aș vrea profit. În sensul ăsta ar trebui să împice vreo 2 șarfe și nu știu să zic undeva la 2 șarfe și câteva metale, vreo 2 metale cred că ar fi de ajuns să împice. Bă, dar s-au scumpit hidre astea, mă, că eu l-am cu 37, dar văd că cumpără lumea hidre, desface lumea hidre în prostie, că altfel nu-mi explic. Și deja s-au dus vreo 500 de milioane în vreo 13 cufere hidre, dintre care un cufăr de la mortul ăla. Olo, sexosule, dacă vezi videoclipul ăsta, să-ți iau paștele, că nu-i frumos ce faci. Chiar nu-i frumos deloc. Băi, și vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea pe care mi-au oferit, pentru că sunt și player pe joc care m-au văzut și mi-au zis, bă, mai pune și tu video, mai alea, adică se vede că vă place ce fac și vă mulțumesc pentru asta. Și un like acolo chiar mă ajută maxim. Bun, hai mă, mai am 700 de milioane, nu știu dacă o să apuc să iau un inventar, dar în orice caz o să intru după aia pe Lican și o să vă arăt ce iteme am mai făcut. Ok. Pentru că mi-am mai cumpărat o armură. Am și câțiva bani cash. Nu știu ce să fac încă dacă să mai joc la barbut, adică aș mai juca până aș face undeva la 500 de oni. Ca să încep încă un Sura. Aș vrea un Sura BM, pentru că Licanul versus Sura BM din ce am observat nu poate să ducă față. Deci chiar nu poate să ducă. Nu poate să ducă față. Hai că sunt bun bine cu mine. Nu poate să ducă pur și simplu. Pentru că
pietrele cu penetrare magică, bă, te rup. Deci îmi dau un lican, un sura cu păful magie, cred că minim 5k. Sau hai, minim 3k. Nu am eu, zi-mi trebuie că n-am mai luat o țeapă, ok. N-am eu scut de 61, dar mă gândesc să fac level pentru că altfel, bă, nu mai merge. Deci altfel chiar nu mai merge, dacă nu fac 61 pelican. Astfel, la 55, cred că mi-ar fi de folos un sura. Hai că nu mă folosesc toți banii ăsta. Și hai să începem cu primul cuvăr Hydra, în care îmi pică un biscuit, bineînțeles. Hai mă să începem. 2 EXO. Bun. Deci 2 EXO, 50 de milioane momentan. 20 la capul, gata. Un bless. Bijuterii, însemne. Încă un EXO. Un tigru de 20 de zile, nu știu exact ce fost ăsta, dar e bun. Bine mă, metal magic. Negociabil, bun așa. Deci deja 3-1. 3-1 jumate, chiar 4. Cred că la 4 o să-l dau, dacă e ceva. Inel Hydran. Bun, și ăsta trebuie tot. Bun, general Jungan. 6 EXO. O să facem calcul la final, sperim. Încă, mamă, bun mă, încă 4 EXO. Inel. Sau cu emoțiu. Hai mă, încă un metal. Deci dacă mi-ai mai dat un metal, ai fi top. Sau e 6 ceva. Cu forul. Ce misterioasă, ce dă... Mamă, ce căcat, uniforma neagră cu plus. Pe ce am dat și banii? Haide mă! Ramură. Cu ce misterioasă, iar cu tatu gheață. Nimic interesant. 12 EXO. Un adaugă? Ia uite mă, bun! Încă un adaugă. Bun, bă, hai că merge. Cartea pietrelor, pergament binecuvântat. Hai mă. Încă un tigru, încă un tigru. Metal, bine mă băiatule. Deci două metale deja. Perla albă, EXO. Bun, deci cam asta a fost drop-ul. Hai să vedem acum ce am reușit să scoatem din, să zic, 14 oni investiți. Să hai mă să mai iau și ultima cutie, două mă să poatem de crești din nou că pici pe ei. Ok, altele aici, Hydra, cuforul Hydra și... Nu mai au la tine boss-urile, te-am paștele mătii. Ok, bă, nici o eșarfă, mă, păcat că nici o eșarfă. Bless. Bijuterii înțelepciune, da. Ok, deci aproape 20 de EXO. Zi, mai, o să mai deschid eu și oricum o să filmez. Deci 18 EXO, o să zic, undeva la 5 ani. Dacă dau cu 25, cacă bucata, hai, 4 ani jumate. Cu încă 8 ani. Undeva să zic 12 oni, ăștia nu știu cât sunt tigri, cred că 3 tigri trebuie să facă un on, 13 oni, 4 măturici, trebuie așa un on, 2 ad, ce mai dat pe aici? Bă, eu zic că m-am scos cât de cât, e ok, chiar am reușit să fac ceva. Vând metalele astea magice, dacă e cineva interesat, DM. Și ne înțelegem noi la preț și hai să vă arăt acum și noua armură pe care mi-am cumpărat-o versus magie. Ok, vreau mai să vă arăt unde e noua armură. Asta e, mă. 1.5k, 5 pe magie, 50 atac. Am dat pe ea 20 de oni. Bă, eu zic că am iertat, mai ales că are și skin Onyx plus 4, este bună și PVM cât și PVP. Și da, fraților, cam asta a fost și cu episodul. Eu am fost Taker și până data viitoare să ne auzim cu bine și nu uitați și voi de like și subscribe. Vă pup, ceau!